că atunci când am aplicat de alături de întreaga echipă la programul Costel și Capitala Națională a Tineretului 2019, Slav Ionaș și domnul Vasile Barica, care au oferit toată informația și tot suportul, ca noi să includem această activitate în cadrul proiectului. Vreau să vă informez că, pe lângă această activitate, noi mai avem și alte acțiuni care sunt dedicate programului, activități sportive, educative, sociale, unde vă rugăm frumos să vă implicați. Mai multe detalii o să aflați în plan care vă vom distribui la finalul acestui eveniment. Și dacă aveți întrebări, vă puteți implica în cadrul programului Costești, Capitala Națională a Tineretului, vă puteți apropia de mine pe tot parcursul turneului de astăzi sau de Elena Fârcă, managerul proiectului. De asemenea, pozele să le puteți implica de pe pagina oficială a primăriei Costești, de Facebook și pe pagina AO Alternativa sau pe pagina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru implicare, mobilizare și participare și să câștige cei mai puternici și cei mai buni. Succes pentru fiecare! Vecestat Ionaș, specialist principal al primăriei satului Costești din domeniul tineretului și a sportului, președintele clubului de judo, Bobsleigh Judo Club, poftim. Vă mulțumesc. La rândul meu vreau să orientez pe dumneavoastră și să vă pregătim bine partenerul nostru în cadrul proiectului, directorul Școlii Sportive de Loveni, domnul Gheorghe Sticărescu. Și vă rog frumos și vă rog să apropiați noi și puneți un cuvânt de felicitare, solicitare. M-ați putit, m-ați încă noi. Acest concurs este și o inovare de curse întâlnată, de a noi. Și mai este și o competiție unde sunt puse niște premii din partea primăriei și din grupul popular. Deci, dar mai este și o pregătire bună de către competiție de în alt an, care cred că vă obține rezultate bune și la bună ce pot să vă doresc. Succes la partea de astăzi și la competiție care vă fi și vă bucurat de rezultate de care vă doresc.